nu punea și ultimele cuvinte cum, era mai simplu răspunsul. Mai întâi de toate, trebuie privit foarte serios lucrul acesta. Nu trebuiește amânat pe mâine, pe mai târziu, acest lucru care nu este o simplă recomandare, nu este o, este o poruncă. Pentru așa ceva, vă dați seama, a trebuit să se întrupeze Iisus Hristos, să-i achip omenesc și să ne spună că El e calea, adevărul și viața. Să ne spună că El e tulpina și noi suntem lădițele. Vă închipuiți că noi nu putem face nimic, mai ales pentru un lucru care aduce libertatea veșnică, dacă nu suntem în tulpină. Mlădița nu rodește, nu înfrunzește fără tulpină. Deci, fără să ținem cont că El este Cel ce este. Acum s-au dat niște porunci, s-au dat o serie întreagă de sfătuiri, dar s-a constatat că cei mai siguri și cei mai de sus în această veșnicie sunt cei care a știut să smerească mai mult. Chiar acum am scris pe o carte de la părinții care erau de la Nicula. Și le-am scris așa: singur smerita smerenie de care are nevoie și îngerii. Îngerii nu în sensul că ei au o împătimire ca omul să lupte să se despătimească, să se îndrepte, ci și ei, prin poruncile care le primesc, descoperirile unei taine, ei suferă un proces de despătimire, adică de mai multă iluminare. Adică de mai sus decât sunt în ce privește înaltele și divinele înțelegeri. Deci și ei au nevoie de această smerită smerenie, în sensul că să fie pregătiți pentru poruncile care le primesc. Dar să lăsăm îngerii. Eram în Grecia și eram la o mănăstire unde aveau un sfânt Arsenie, acolo un părinte de-al lor care era declarat sfânt. Și am avut o fotografie cu bisericuța noastră aceasta, cu stilul care o vedeți, și i-am dat la o maică, că era mănăstire de maici. Și ea, care de fapt a fost foarte apreciată acolo, fotografiile astea, stilul ăsta maramureșan, m-a rugat să-i scriu ceva, nu știa românești, eu nu știam grecește, prin traducător. Și i-am scris așa: singur smerenia. Și i-a tradus și a căzut în genunchi imediat. Și a dat seama că asta este cu adevărat totul. Mai întâi, dacă la întrebarea asta, care nu este simplă, ce smerenia, spune-mi așa, Dumnezeu, să știi să stai la locul tău, știți? Credeți că e ușor? Da, dar este poruncă în sensul ăsta. Dacă ar fi cu putință să întrebăm pe cei de sus ce v-a costat de ați ajuns la atâta fericire, ne-ar răspunde așa: timp, puțin timp petrecut bine.
Deci, ăsta e timpul. De ce ne înșelăm să credem că e și alt timp atunci când zici să las pe mâine? Ăla e alt timp și timpul ăla nu mai e al tău. Să folosim bine timpul și îndeosebi ziua de azi. Ce putem face? Acum, am dat un canon la rugămintea unei persoane duhovnicești și râvnitoare, chiar astăzi, pentru că o umpluse de metanii un alt canon la alt părinte, știți? Și eu nu prea sunt de părere, știți, cu nevoință. Sunt mai mult de părere cu o stare de prezență continuă. Canonul meu a fost așa: să faci obligator o singură metanie pe zi, obligator, dar cu libertatea să-ți alegi singur să faci mai multe, dar obligator e numai una și tu să faci câte vrei, 10-20, pentru că ea avea sute. Pentru că îl faci trăit. Deci avem nevoie de prezența noastră totală atunci când avem o poziție de rugăciune. Dar învățătura de finețe a acestei drum de mântuire este să fim mereu în dispoziție. Da. Acum, vedeți, dumneavoastră, și eu sunt foarte sigur că cei mai mulți în iad sunt cei care vorbesc de rău. Se pocăiesc mai puțin pentru că încep să-și scuze păcatul. Păi ce, nu am dreptate să vorbesc de rău? Păi ce, numai eu vorbesc? Și în felul acesta nu se oprește din a vorbi de rău. Și zic că sunt convins că cei mai mulți în iad sunt cei care vorbesc de rău. Într-o mănăstire era un frate mai lenevuț. Știți că și în mănăstire te urmărești după cât ești de vrednic. Știți că... Și s-a îmbolnăvit de moarte. A venit toată mănăstirea la el și cu starețul, cu un mare trăitor, și ăsta era foarte vesel, fratele bonlav. Zice starețul: ei, zice, frate Costică, ai fost cam lenevuț și acum văd că ești vesel. Da, părinte, dar toată viața mea m-am zbătut să nu vorbesc pe nimeni de rău. Și Mântuitorul a spus să nu vorbiți, să nu judești ca să nu fii judecat. Eu m-am ținut de cuvântul acesta să mă feresc de judecat Dumnezeu, pentru că n-am judecat la rândul meu. Și a zis starețul: într-adevăr, mai mult decât noi ai făcut. Deci era obiectiv, era trăitor și așa este. Pentru că am spus de la început, nu este chiar așa ușor. Dar nu trebuie să te angajezi la treabă cu o serie de anticipări scuzabile. Păi da, dacă n-am să pot, păi dacă nu, păi dacă nu. Dacă aș ști cât de valoros e un om, dacă aș ști ce pierdeți dacă te îndoiști de valorile tale, dacă aș ști ce pierdeți să nu mai aveți încredere în Dumnezeu din noi. Eu ceva mai mult vă spun. Așa cum spunea cineva: n-avem alt ideal decât de acela să murim sfârtecați și chinuiți pentru scânteia de adevăr ce știm că o avem în noi, pentru a cărui apărare vom porni la încleștare cu stăpânitoarele puterile întunericului pe viață și pe moarte.
O să zic că vă dați seama pe viață și pe moarte. Nu s-au luptat întru tot împotriva unei patimi. Că spune, nu trebuie să ne iertăm niciun fel de păcat, oricât ar fi de mic. Căci nu e lucru mic în viață răul cel mai mic. Asta e o înșelare, o lenevire în înțelegere, care înseamnă foarte grav, nu o lenevire în comportare. Adică nu înregistrezi. Tu trebuie să fii înregistrat, să știi ce ai de făcut, ca să știi unde te găsești. Dacă pierdeți momentul, să știți, dragii mei, ați pierdut mult, enorm de mult. Am fost în viața mea de preot, că am fost și pe la parohie până la deal, la căpătui multor morți. Vă spun ce constatam la toți, și bătrâni, și tineri, și femei, și tinere, și băieți. Toți doreau să mai trăiască măcar o zi. Procesul psihologic ne dă seama că se gândeau că ziua aia va fi o zi trăită de pe înțelegerea lor foarte mult. Ziua este asta, dragii mei. Așteptați pe mâine, mâine nu mai e al nostru. Asta este greșeala care se face în acest dulce farniente, știți cum zice latinul, știți? În dulcea trândăvie, știți? Mereu te scuzi. Pentru că crezi mereu că trăiești în inerție, cum am trăit azi, trăiești și mâine. Nu se știe, te lovește o cărămidă în cap, te mușcă o mușcătură veninată, ai un oprire de mișcare de inimă, nu se știe. Mai ales că toți, la orice vârstă am fi, am văzut morți năprasnice, care înseamnă așa lucru de groază sau, în sfârșit, de luarea minte. Deci, pierderea timpului este o enorm de mare pierdere. Acum, avem posibilitatea, dați-vă seama, în comparație cu puterile de sus, să devenim Dumnezei de păhar. Ce lucru mare, spun eu. Acum, știți. Dar îl spun pentru că e posibil. Și așa cum spune un Sfânt Părinte, când ajungem la El, suntem mari ca El. Și când vine El la noi, e mic ca noi. Vă dați seama de mișcarea asta când Dumnezeu, când om, și mereu suntem cu Dumnezeu, știți? Pentru că cu cât te apropii mai mult de un munte, cu atât îl vezi mai mare. Și te îngrozește că ești atât de neputincios ca să urci. Dumnezeu știe de neputința noastră. Nu suntem vinovați că atât de mult că n-am putut dacă am vrut. Suntem vinovați că nu vrem. Și stăm bulgări, repet. Că dacă nu ești, dacă ești doritor să ajungi pe vârful muntelui și nu se poate, vine muntele la tine. Adică să face mic ca tine. Și tu, în momentul acela, ești munte, ești Dumnezeu. Dar care e condiția? Să fim pe drum, adică să fim doritori de-a. Spune Apostolul Pavel că se fac întreceri, să ia cu asalt și unul ia premiu. Bine, acum hai să ne întrebăm, că nu toți avem darul să fugim ca ăla. Ce facem noi ăștia care toți am alergat? Uitați ce părere am eu. Și nu mă tem că mă judecați. Noi suntem unii pahare mai mari, unii pahare mai mici. Condiția ne se pune la fiecare să fim desăvârșiți.
dacă paharul la mic e desăvârșit, el este desăvârșit. Nu e supărat că nu-i mai mare ca al alt, că și ăla a mai mare dar. Dacă fugi și tu spre mântuire cu toate forțele tale, tu te-ai umplut și ai și tu premiu. E logic, nu? Da. Și atunci nu trebuie să oprim sau să interpretăm greșit că dacă nu mă unuia premiu, la și mai mă angajez eu că îl are deja un nume de atlet. E, nu se știe cât e și tu de atlet, de erou. Vedeți, s-a obișnuit lumea să ceară ca un milog ajutorul Dumnezeu, ca un milog. Nu, ca un erou. Să știi să rupi din tine, să știi să te dăruiești, să știi să jertfești. Pentru că concepția de mântuire creștină este jertfa. Mântuirea noastră a fiecăruia este pe cruce. Crucea fiind cel mai lăudat lucru al pământului. Trebuie de să ajungem la 360 de grade, la cerc. Ăsta e desăvârșit. Da. Vedeți dumneavoastră? Iisus Hristos a făcut dreptate. Și să marcăm cu 90 de grade. Dreptate. Dar n-a făcut numai dreptate. A făcut minuni mari, vindecări, învieri. Și să facem la 180 de grade. Dar nici atunci n-a mântuit lumea. Dracul încă era tare, dracul încă își făcea de cap, dracul ispitea încă chiar pe el, pe Iisus. Dar scopul întrupării Mântuitorului nu era numai învățătura de nouă a creștinismului, ci era de a scăpa de jignirea dumnezeirea care a făcut-o Adam în câmp din pom oprit, că a fost jignită divinitatea, că a creat, l-a creat. Și atunci trebuia să îmbrace în om ca să salveze pe Adam și urmași. Și atunci când a fost la schimbarea la față la Golgota, la muntele Tabor, Petru știți că a spus: Doamne, să facem trei colibi. El era cu pierdut de ce văzuse, așa, una ție, una lui Ilie, la ei nu se mai gândeam și unul lui Moise. Și stăm aici, că bine ne este nouă aici, a zis. Bine, acum, care a fost răspunsul tainic al scopului venirii Mântuitorului pe lume? A fost iluminarea pe Tabor? Nu a fost? Deci, măi, dragă Petre, așa e, ai dreptate, dar ce facem cu mântuirea, cu jertfa de pe Golgota, că aia va mântui lumea, jertfa mea? Și atunci Mântuitorul s-a răstignit și a devenit 360 de grade. Deci, a mântuit lumea la jertfire. Într-un cuvânt, Mântuitorul era pe cruce și s-a văitat satana. Până atunci nu s-a văitat satana, că nu era ucis. Aici l-a ucis. Deci, fiecare de noi să ajungem la 360 de grade. Uite ce mi-a venit în minte spunând lucrul ăsta. Să nu cumva să credeți că nu veți răspunde că vi s-a spus lucrul ăsta. Nu știu când vrea omul să se amâne. Astăzi veți auzi glasul meu să nu se învârtoșeze în inimile voastre de ce Mântuitor. Dacă n-ați lucrat nimic astăzi pentru Mântuitorul ăsta, sincer, n-ați alergat în sfârșit să vă împlesc băgărelul ăla, să știți că e o vină foarte mare. Da, vom răspunde de tot timpul pierdut. Că nu ne-l-a dat Dumnezeu pentru a trăi bine. A ști multe
și ne-a dat pentru ca noi să ne adăugăm picătură cu picătură a ne umple paharul acela, adică să fim plini. Pentru că Dumnezeu ne-a creat singur numai pentru El. Asta una din marile greșele oamenilor, că uită lucrul acesta. Vedeți dumneavoastră, noi nu suntem numai ai noștri. Nu suntem, noi suntem creați pentru întreaga creație a lui Dumnezeu. Ființa omenească, așa fiziologică, cum o vedeți, cu degete, cu tot ce are și cu cap, este o lume mică, un microcosmos, în care se oglindește un macrocosmos, o lume mare. Vedeți dumneavoastră, dacă suferă, se îmbolnăvește degetul ăsta mic, suferă întreaga ființă trupească. Deci dacă cineva suferă, trebuie să ne doară și pe noi. De aceea bine s-a zis că tragedia întregii omeniri trebuie plânsă ca propriile noastre păcate. Pentru că noi am contribuit la tragedia din lume. Cum să salvăm lumea? Mie îmi pun probleme cum să salvăm România, știți? Dom'le, prin a trăi tu, a te face omul lui Dumnezeu, omul lui Hristos, a ști că ești tulpin, că ești blădiță, a ști că pentru tine a vorbit Mântuitorul. Deci tu, împlinindu-te, ai contribuit enorm de mult, chiar tainic și ascuns în pustie sau unde fi în celula închilia ta, ai contribuit la salvarea întregii unități, întregii omeniri. Știți dumneavoastră că și frunzele și florile se bucură, nu numai oamenii. Da. Deci vedeți dumneavoastră că noi suntem într-un ansamblu întreg, în întregi creația lui Dumnezeu. Și dacă lupți din răsputeri să te despătimești, să te adaugi, să știți că ai contribuit alături de Hristos la mântuirea lumii. Și nu știi, deci, că undeva și cândeva tu ești un mântuitor. De ce v-am spus lucrurile acestea? Să vă dați seama și să îmi motivez cele ce v-am spus, că o dați cunoaște valoarea omului. Da. Și asta este. Părinte, cum să ne dăm seama dacă ne aflăm pe calea cea bună în viața noastră cum? În biserică? Cum? Să ne dăm seama dacă ne aflăm pe calea cea bună în viața noastră în biserică? Da, uite cum. Dacă mănânci un lucru care e amar, simți că e amar. Și îl spui, sau, aoleu, mă rog, dacă mănânci altceva care nu e amar, zici, domnule, ăsta e bun. Continui să rămân, nu-l mai scuip. Păi nu v-am spus că nu suntem singuri și suntem niște mlădițe în tulpină? Deci, dacă nu suntem pe calea lui Mântuitor, ca să eu sunt viața adevărul, eu sunt viața adevărul și așa, atunci sigur că vedem că suntem pe drum bun. Avem porunci. Avem o serie întreagă de învățături. Nu, unde te găsești tu față de aceste lucruri? S-a bătut clopotele biserici. Când m-a întrebat cineva care e melodia care îmi place cel mai mult. Acum nu prea cunosc mă le dă multe, știi? Dar, zic, domnule, zic, cunosc una sigură, bătaia clopotelor. Zic. Care, pe latinește, înseamnă vivos voco, mortu as plango, fulmina frango, adică cheamă vii, plânge morții și împrăște viforile și la figurat și la propriu, știți? Și nu există o bătaie de clopot ca să nu trezească în niște oameni care sunt netrăitori creștini un sentiment de oarecare revenire de foarte fracțiune de secundă, știți? Că nu bat acestea decât cu un rost
care te cheamă la o pocăință, care te cheamă. Și atunci, vedeți, vă întreb, de ce nu te duci la bătaia clubului, deci te duci la discotecă? De ce nu respecti soția sau iubita și te uiți împrăștiat, ahotic, în fel de fel de profile și elevații false? Pentru că nu ești pe gustul tău. Nu se fac aceste întâlniri numai de frumusețea faptului, de o ușurare momentană, de o mângâiere a pielii, așa. Ci se fac pentru că noi toți avem o mare răspundere. Și atunci tu te găsești în afară de răspunderea care o ai și atunci tu ești pe o cale negativă. Da, întrebarea însă e de școală primară, să știți. Ce pravilă de rugăciune recomandați? Cum? Ce pravilă de rugăciune recomandați? Uite ce vă spun. Și dacă nu faceți așa, nu mi-am răspundere. Orice clipă poate să fie un timp și orice suspinare poate să fie o rugăciune. Asta este. Mi-a cerut de la Rosenborg, părintele mitropolit de acolo, pe care îl respect foarte mult și ne cunoaștem de mult. Serafim, mitropolitul Serafim. Eu îl cunosc de când era mititel, știți? Și m-a rugat să mi dau vreo două, trei vorbe și o fotografie să apară în revista Denisa, mi se pare. Da? Denisis. Și a apărut pe acolo, uite asta. Și au scris ceea ce am spus eu. Iubiți, iubiți mult, iubiți frumos, iubiți rana și pe cel care a făcut rana. O clipă poate să fie un timp și o suspinare poate să fie o rugăciune. Asta e rugăciunea. A fi mereu prezent. Nu are nevoie Dumnezeu de tipic, tipic și la inimă nimic. Adică are nevoie de prezența ta continuă. Dumneavoastră cunoașteți multe cazuri din ăștia și mi-e foarte greu să spun acum un exemplu ca ăsta care e cunoscut de toată lumea, că mi-e frică de banalitate, știți. Dar totuși, de dragul adevărului și de dorința mea mare ca să ne folosim acum, nu să ascultăm numai un cuvânt, vă spun. Un episcop cu o suită de-a lui mergea, trecea prin păduri, călătorie. Și am dat de trei inși, care nu știau nicio rugăciune. Dar s-a apucat de mult și zicea, trei voi, trei noi, mântuiește-ne pe noi, trei voi, trei noi, mântuiește-ne pe noi. Când i-a văzut episcopul, ei erau fericiți. Păi cum zice, nu știți Tatăl nostru? Ce nu știm. E respectoși, smeriți, nu știm. Și a pus să-i învețe Tatăl nostru. Și după ce s-au convins că l-a învățat, au plecat cu corabia. Dar ei în urma lor au început să repete rugăciunea. Și s-au încurcat. Și au uitat. Și fugi pe apă după aia. Stați, că când l-a văzut mergând pe apă, am zis, nu, ce zice, faceți tot ca voi. Ăsta a fost răspunsul. Adică, o stare de continuă simțire. Asta e vina și aici e vinovat omul care se numește om. Și nu mai se numește om dacă pierde relația cu Dumnezeu permanent. Dom'le, trebuie să ne gândim la El că ne-a creat, ne-a îmbogățit, ne-a făcut frumoși. Ne poate face chiar Dumnezeu dincolo de îngeri. Mai mult, cum spune un Sfânt Părinte, întrecem de luni la luptă cu puterile cerești, nevoință, în lucrări, de a ne îndumnezei cât mai mult. Astea-s darul Dumnezeu și noi nu recunoaștem acest lucru, nu ne gândim la el deloc, de când, din când în când, așteptăm o oră din zi ca să împlinesc tipicul ăla de rugăciune. Nu avem nimic împotriva, poate să se roage, dar dacă nu ai o permanență, ai pierdut foarte mult. Pe mine asta mă interesează. Să fim în fiecare moment oamenii lui Dumnezeu cu o tresărire simplă.
Și vă rog să credeți, ăsta e chiar un fel de sfătuire canonică pe care dau la fiii duhovnicești. O stare de permanență. Asta este. Dar vin gândurile, părinte, cum să ne luptăm cu gândurile? Dragă, știm că există drac. Nu-i convine cu niciun timp ca noi să creștem și să ne rugăm la Dumnezeu și ne tulbură. Dar știți dumneavoastră un lucru? Răspund cu îndrăzneală. Ce ne facem fără drac? Vedeți? Care ne ispitesc și ne dă seama cine suntem. E jertfim. Uite, un părinte bătrân nu putea să doarmă. Și ucenicul era foarte supărat că și-a călătorit cu el prin pădure. Și noaptea a găsit un butuc acolo și bătrânul s-a așezat la odihnă noaptea. Dar a dormit. Tu mai putea de bucurie ucenicul că a dormit. Să... O, Doamne, să ajută-l, nu știu ce. Că îl iubea pe bătrân. Da, după ce a trecut un timp de noapte, i-a venit un gând. Ei, acum scoală-l ca să mergi la mănăstire, ca să dormi și tu. Că și el avea dreptul inalienabil la odihnă și la tot, știi? Dar el, da, a zis așa, e, dar cum să-l scol? Eu care abia l-am văzut că doarme, lasă-l. Și a respins gândul. Ei, a mai trecut timp, gândul același îndreptățit de data asta că s-a dânsit în noapte, da, dar cum să-l deștept? Bine că doarme, nu mai poate, că iubea. Și de 9 ori i-a venit gândul până de dimineață. Și când s-a sculat bătrânul dimineața, s-a uitat la el și i-a spus cu o foarte mare așa îngrijă, ce-ai făcut tu noaptea asta? Zice. El, săracul, da, părinte, am zis și eu psalm, am rugat, m-am bucurat că dormit, știi? Nu, ce-ai făcut în mod deosebit în noaptea asta? El, săracul, iar spunea, da, m-am gândit la mântuire, spunea, nu, ce-ai făcut că văd nouă cu nu pe capul tău. Vezi, orice respingere acestor duhuri rele este o cunună care ne așteaptă. Și atunci, fără discuție, dracul nu face altceva în inconștiența lui, în răutatea lui, decât să ne dea cununi. Dar să iubim. Dar cum ne dăm seama care sunt gândurile de la Dumnezeu și care de la diavol? Asta vă privește. Și fie vorba între noi, tocmai asta am explicat până acum. Există porunci, avem atâtea puncte de reper. V-am spus, jertfa, rupe din tine pentru altul. Adică cum ăla poate să sufere când tu poți să îi faci o mare bucurie că i-ai dat ceva? Nu mă refer să-i dai la un sărac, numai decât. Și de fapt, în adâncul lui, nu asta, el cere să-l respecti și pe el. Adică să nu-l disprețuiești și să te faci una cu el. Uite, mie mi s-a întâmplat, dar n-aveam nimic, că mi s-a întâmplat acum, n-aveam nimic și unul fără picioare, se închipuia că eu umplu traista cu barba mea și el mă zic, n-am nimic, dar îți dă o mână caldă, părinte, zice, așa ceva nu mi-a dat nimeni. Băi, nu mai puteam de bucurie, zic că am reușit. Ai văzut? Să nu disprețuim. Deci pe sărac. Și mai spun și alt aspect. El nu întinde mâna să-i dai. Întinde mâna să-ți dea împărăția celor și tu nu observi. Și ce faci? Cauzi banul cel mai mic. Și chiar dacă nu-l găsesc, spui că n-am. Pentru că cum să-i dau mia? Cum să-i dau, știi? Fără să ții cont că Dumnezeu a ținut cont și de această stare a fiecăruia, că însutit vei primi. Citiți viața Sfântului Ioan cel Milostiv, eu n-am timp acum să o explic, de vă uimește cum se împlinea, 100% primea în tot ce dădea, încât a ajuns să dea corăbii întregi de aur. Și venea sute de corăbii, că se împlinea însutit. S-a umpluse Marea Mediterană de corăbii care mergea la Alexandria, la Patriarhul Ioan cel Milostiv. Și a auzit glas de sus. Ioane, să vedem care e mai milostiv, sau eu. Pentru că
și astea sunt niște lucruri care le-a pipăit istoria, nu le-a imaginat o minte de filozof oarecare sau cine știe ce. Da. Și să îndrăznească cineva să spună că a dat și a murit de foame după aia, știți. Dar ți-a dat Dumnezeu la măsura credinții tale și ți-a dat Dumnezeu ca să o duci mai departe. Știți dumneavoastră că dacă aveți un ban, nu-i numai al tău. Nu-i numai al tău. Oameni săraci? Păi nu găsesc, nu, caută-i. Și nu-i vorba numai de un sărac de traistă. Este vorba și de un coleg, e vorba de ceva care suferă, dă-i un cuvânt de ajutor. Zâmbește-i puțin, pentru că el, săracul, s-a încruntat, a făcut asta. Deci, jertfă permanentă. Părinte, un om credincios care face voia lui Dumnezeu are alte ispite decât un om care e necredincios? Și mai mari ispite are. Și mai mari ispite are. Are ispite mari pentru că Dumnezeu se lobate și se rug pentru că îl încununează, că vede că se-l îmbogățea Dumnezeu cu cununi și astea. Cum să nu? Mântuitorul a avut cineva mai mare ispite ca el? Sau ca Sfinții Părinți? Pentru că, uite, cineva, un părinte, a văzut un diavol care ispitea o cetate. Stătea un stâlp acolo și dormea. Din când în când ridica capul și dădea în coadă. Pentru că cei din cetate se ispiteau singuri. Dar când s-a dus la o mănăstire și a văzut mii de dragi, uite așa circulau pe acolo. Știți, acolo unde era trăire, unde era încercare de trăire, dorință de trăire. Sigur că cel care e mai trăitor e mai mult ispitit, pentru că cine a fost mai ispitit ca Iov? Dreptul Iov de stă mintea în loc 7 ani pe gunoaie cu bube, mărgăritare, bube și vierbi și nu știu ce. De ce? Și l-a făcut praf pe Satana. Deci ispitea pentru că era foarte drept. Și l-a luat așa pe etape. Citiți cartea Iov și vedeți că nu-mi timp acum. Părinții spun să ne gândim la moarte, ca să înaintăm duhovnicește. Cum să împăcăm asta cu bucuria pe care trebuie să o trăiască un creștin? Păi gândul la moarte aduce de pe sine o bucurie, sigur că da. Că te pune într-o stare de simțire, de trăire, sigur că da. Nu. Da. Dacă ești, te gândești la moarte, asta e de fapt filozofia filozofiilor. Înseamnă că tu îți dai seama că te găsești departe de mântuire, începi să te cercetezi, pentru că vă spun. Nu vă gândiți la moarte, că există o moarte. Că ai să mori tu. Asta e gândul la moarte. Nu odată, poate azi. Asta înseamnă să gândești la moarte. Nu v-am spus că ăia care eram la capul lor ca duhovnic dorea să mai trăiască o zi? Ce să facă într-o zi? Știți ce putea să facă într-o zi? Spune Sfântul Sisoie, ce într-o zi putem ajunge la măsură dumnezeiască. Deci nu e de glumit ce putere avem în noi. Și le ținem ascunsele până scoatem și noi un Doamne, Doamne, știți? Ei, și totuși Dumnezeu e bucuros și de acest Doamne, Doamne, știți? Da. Părinte, pace, acum să ne păstrăm în noi, în aglomerația marilor orașe. Foarte stresantă și grea viața în oraș. Dragă, uite ce spune Sfântul Ioan Scăraru. Raportul între dreptate și pace de-a 2-8. Ai făcut dreptate, câștigi 2, dar pierzi 8. Ai făcut pace, câștigi 8 și pierzi 2. Deci pacea e mai mare de 4 ori decât dreptatea. Ori pe unde sunteți, ca principiu de viață, urmăriți pace. În căsnicie, peste tot. Unde începe să încolțească discuții, sau nu știu ce, nepotriviri de salariu, nepotriviri de idei, sau mai știu eu ce bănuieli, nu știu ce. Și atunci tronează numai dreptatea, dar nici aia măcar, că nu ți-o dă nimeni. Dar pacea este principiul de viață, pentru că dacă m-ar întreba cineva să spun într-un singur cuvânt ce înseamnă cultură, spune armonie, domn. Dar altul mai pretențios. Spune-mi într-un cuvânt ce înseamnă Scriptura. Armonie, domn. Vedeți?
noi lupta mare cu orice chip să creăm armonie, ca să putem fi libere, liberați și putem să împrumutăm ideile celuilalt pentru că poate e mai inspirat decât tine, nu știu ce știți. Au fost doi părinți în pustie și a zis așa. Și mă, noi nu ne-am certat niciodată. Ce hai să ne certăm și noi. Și zice, haide mă, să vedem cum o fi. Și cum facem? Zice, uite că rămida, tu să zici că e a ta, eu să zic că e a mea. Și a zis, uite că rămida asta. Și ăla zice, ce iau dacă e a ta. Adică, vreau să spun, pacea, fratele meu, oriunde ai fi, nu ține numai decât la punctul tău de vedere, dacă nu e al adevărului. Dar pentru adevăr trebuie să te bați, pentru că spun sfinții și așa este, că v-am spus să vreau să fiți eroi cu sabie, nu eroi numai cu numele, că dacă fratele tău scoate ochi, degeaba te superi, dacă fratele tău îți taie mâinile, degeaba te superi, dar dacă fratele tău supără pe Hristos, mânie-te tare, adică scoate sabie. O dată fugi, a doua fugi, a treia fă-te sabii. Și apere adevărul. Apară de adevăr. Adevărul trebuie apărat. Atunci, că pacea și libertatea, numai dacă trăiești în adevăr. Astăzi, ce spune Apostolul Pavel despre 13 Corinteni, despre dragoste. Dragostea e totul. Crede totul. Pricepe totul. Uită totul. Dar se bucură numai de adevăr. Aici nu avem voie să tăcem. Aici adevărul trebuie apărat. Încolo faci pace, că se spune că H2 nu înseamnă apă, știți? Păi, ai dreptate, nu o fi însemnă, știți? După tine H2 nu e apă, știți? H2O, pardon. Părinte, da. Ultima întrebare. Cum să faci să ne vedem păcatele? Nu pot să-mi văd păcatele. Cum să facem? Să ne vedem păcatele. Da, pun și eu o întrebare. Da. Virtuțele le cunoașteți? Propriile păcate. Domnule, propriile fapte bune le cunoașteți? Despre asta am vorbit până acum. Păi, dragă, dacă ești hoț, știi că ești hoț, dacă ești curva, știi că ești curva. Dacă ți-ai bătut joc de iubita ta și ai cârșnit cumva, nu știu ce, știi, și ai șignit-o cumva, înseamnă că sunt foarte, foarte grave lucruri. Uite, a venit la mine o fetiță, drăguță, absolventă de facultate, nu vă spun ce facultate, că mi-e frică că aud și alții și așa. Și i-a spus iubitul ei că e fată urâtă. După ce, bineînțeles, ei au avut creat oarecare relații. Și aia mie să-mi spună și eu, m-am supărat foarte tare, zic, te-a jignit profund. Cine e acela? În viață nu-l mai vezi. Așa să-i spui că ți-a spus duhovnic, mă rog. Acum ea s-a dus și a spus exact. Ea mai ținea la el, dar nu trecea nici peste asta, te-a jignit. Și nu era urâtă, dragii mei, nu era urâtă. Pentru că să știi să vezi și frumos. Nu există femeie urâtă, toate sunt flori. Și floare separată de altă floare și niciuna nu-i urâtă. Și m-a întrebat cineva, da băieții, să se plece să ia floarea. Adică bărbat înseamnă să știi valoarea femeii, care înseamnă împărăteasă dăruitoare, să știi să o pui pe tron. Nu să ții roabă prin înțelegerea atavică care a fost mida în roabă. S-a terminat cu robia. Ea este una cu tine, de aceea și spun la nunți, le spun după ce le strâng mâna, unul cu altul mereu, unul cu altul totdeauna. Da. Și atunci m-am trezit cu băiatul ăla și cu fata la mine să ceară iertare că mi-a șignit fica. Păi cum vorbești așa? Tu ești un dânsurat, ai să ai copii, să-i crești. Cum vezi tu o femeie? Este extraordinară, lumea nu o cunoaște. Măi, dragii mei, care e rea nimic mai rău, dar care e bună nimic mai bun. Asta e. Sigur că da. Deci trebuie să apreciată, trebuie să... Și atunci tu îți dai seama, ai jignit-o, e un rău.
lasă că o să te coste foarte mult dacă te-ai purtat rău cu ea. Pentru că, de fapt, căsătoria nu înseamnă plăceri. Plăcerile e o consecință. Căsătoria înseamnă cu reciprocitate, stimulare pentru mântuire. L-a ajuns pe lălalt, pentru că nu vă dați seama ce forțe nemaipomenite capezi când știi că te iubește cineva adevărat. Adevărat e atunci când tu ai fost bărbat. Altfel e convenționalitate. Numai e iubire și nuntă. Nu înțelegeți? Este că trebuie să avem acolo. Nu. Și dacă te știi că ești bărbat, femeia se dăruiește total. Se dăruiește cu inimă, cu tot. Și inima mi se pare mie că e totul. Că mi-a spus, eram un grup aici, chiar de la Ascor, și unul, vorbim de femeie, zice, da, dar nu-i bărbatul capul femeii. Așa este, dar ea e inima. Și vezi, capule, dacă vrei să trăiești fără inimă, nu ești nici cap, nu ești nimic. Pentru că inima este adâncul, cel mai adânc în ființa omenească, unde și-a ales și Dumnezeu loc. Inima ta. Nu zice creierul tău. Da. Poate la întrebarea dumneavoastră am fost poate confuz, dar mulți vor înțelege că nu trebuie să glumim în relațiile noastre, în familie și peste tot. Trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu a făcut aceste lucruri nu cu fără rost. Nu așa cum îi place oamenilor să-și bajocorească și nu știu ce. Amin. Mai spuneți un cuvânt despre azi pentru tineri, de întărire, pentru tinerii din Ascor, că sunt o parte aici. Un minut. O, că dacă ai ști matare cât de mult e un minut. Uite ce spun. Mi-a spus de un minut. Vă dați seama dumneavoastră că într-un minut poți să zici de 60 de ori să trimiți gândul către Dumnezeu de 60 de ori? Că un minut are 60 de secunde. Deci, să țineți cont că minutul are 60 de suspinări către Dumnezeu. Amin. Le-ați simțit astea? Stingeți-le. Da. Dixit et salvavim anima mea, am zis latinul, am zis și mi-am mântuit sufletul meu, vă privește? Da. Am zis. Și știți ce îndecuraj? Am zis în toată inima, să știți. Că și eu vreau să mă mântuiesc, dragii mei, că dacă nu ne gândim, la mântuirea să stăm pe loc, mergem convențional, mergem instinctual, mergem că bate vântul, așa știți. O, Doamne, Doamne, un ban nu-i numai al tău, nu-i numai al tău. Oameni săraci, păi nu găsesc, nu, caută-i. Și nu-i vorba numai de un sărac de traistă. Este vorba și de un coleg, e vorba de ceva care suferă, dă-i un cuvânt de ajutor. Zâmbește-i puțin, pentru că el, un săracul, s-a încruntat, a făcut asta. Deci, jertfă permanentă. Părinte, un om credincios care face voia lui Dumnezeu are alte ispite decât un om care e necredincios? Și mai mari ispite are. Și mai mari ispite are. Are ispite mari pentru că Dumnezeu se lobate și se rug pentru că îl încununează, că vede că se-l îmbogățea Dumnezeu cu cununi și astea. Cum să nu? Mântuitorul a avut cineva mai mare ispite ca el? Sau ca sfinții părinți? Pentru că, uite, cineva, un părinte, a văzut un diavol care ispitea o cetate. Stătea pe un stâlp acolo și dormea. Din când în când ridica capul și dădea în coadă. Pentru că cei din cetate se ispiteau singuri. Dar când s-a dus la o mănăstire și a văzut mii de dragi, uite, așa circulau pe acolo. Știți, acolo unde era trăire, unde era încercare de trăire, dorință de trăire. Sigur că cel care e mai trăitor e mai mult ispitit, pentru că cine a fost mai ispitit ca Iov?
dreptul eu de stă mintea în loc 7 ani pe gunoaie cu bube, mărgăritare, bube și vierbi și nu știu ce. De ce? Și l-a făcut praf pe satana. Deci ispitea pentru că era foarte drept. Și l-a luat așa pe etape. Citiți cartea Iov și vedeți că nu-mi timp acum. Părinții spun să ne gândim la moarte, ca să înaintăm duhovnicește. Cum să împăcăm asta cu bucuria pe care trebuie să o trăiască un creștin? Păi gândul la moarte aduce după sine o bucurie, sigur că da. Că te pune într-o stare de simțire, de trăire, sigur că da. Nu? Da. Dacă ești, te gândești la moarte, asta e de fapt filozofia filozofiilor. Înseamnă că tu îți dai seama că te găsești departe de mântuire, începi să te cercetezi, pentru că vă spun. Nu vă gândiți la moarte, că există o moarte. Că ai să mori tu. Asta e gândul la moarte. Nu odată, poate azi. Asta înseamnă să gândești la moarte. Nu v-am spus că ăia care eram la capul lor ca duhovnic dorea să mai trăiască o zi? Ce să facă într-o zi? Știți ce putea să facă într-o zi? Spune Sfântul Sisoie, ce într-o zi putem ajunge la măsură dumnezeiască. Că dacă nu mă unuia premiu, la și mai mă angajez eu, că îl are deja un nume de atlet. E, nu se știe cât e și tu de atlet, de erou. Vedeți, s-a obișnuit lumea să ceară ca un milog ajutorul Dumnezeu, ca un milog. Nu, ca un erou, să știi să rupi din tine, să știi să te dăruiești, să știi să jertfești. Pentru că concepția de mântuire creștină este jertfa. Mântuirea noastră a fiecăruia este pe cruce. Crucea fiind cel mai lăudat lucru al pământului. Trebuie deci să ajungem la 360 de grade, la cerc. Ăsta e desăvârșitul. Da. Vedeți dumneavoastră? Iisus Hristos a făcut dreptate. Și să marcăm cu 90 de grade dreptatea. Dar n-a făcut numai dreptate. A făcut minuni mari, vindecări, învieri. Și să facem la 180 de grade. Dar nici atunci n-a mântuit lumea. Dracul încă era tare, dracul încă își făcea de cap, dracul ispitea încă chiar pe el, pe Iisus. Dar scopul întrupării Mântuitorului nu era numai învățătura de nouă a creștinismului, ci era de a scăpa de jignirea dumnezeirea care a făcut-o Adam în câmp din pom oprit, că a fost jignită divinitatea, că a creat, l-a creat. Și atunci trebuia să îmbrace în om ca să salveze pe Adam și urmași. Și atunci când a fost la schimbarea la față la Golgota, la muntele Tabor, Petru știți că a spus: Doamne, să facem 3 colibi. El era cu pierdut de ce văzuse, așa, una ție, una lui Ilie, la ei nu se mai gândeam și unul lui Moise. Și stăm aici, că bine ne este nou aici, a zis. Bine, acum, care a fost răspunsul tainic al scopului venirii Mântuitorului pe lume? A fost iluminarea pe Tabor? Nu a fost? Deci, măi, dragă Petre, așa e, ai dreptate, dar ce facem cu mântuirea, cu jertfa de pe Golgota, că aia ea mai ținea la el? Dar nu trecea nici peste asta, te-a jignit. Și nu era urâtă, dragii mei, nu era urâtă. Pentru că să știi să vezi și frumos. Nu există femeie urâtă. Toate sunt flori. Și floare separată de altă floare și niciuna nu-i urâtă. Și m-a întrebat cineva, da, băieții, să se plece să ia floarea. Adică bărbat înseamnă
să știi valoarea femeii care înseamnă împărăteasă, dăruitoare, să știi să o pui pe tron. Nu să o ții roabă prin înțelegerea atavică care a fost mida în roabă. S-a terminat cu robia. Ea este una cu tine, de aceea și spun la nunți, le spun după ce le strâng mâna, unul cu altul mereu, unul cu altul totdeauna. Da. Și atunci m-am trezit cu băiatul ăla și cu fata la mine să ceară iertare că mi-a șignit fica. Fii, cum vorbești așa? Tu ești un dânsurat, ai să ai copii, să-i crești. Cum vezi tu o femeie? Este extraordinară, lumea nu o cunoaște. Măi, dragii mei, care e rea nimic mai rău, dar care e bună nimic mai bun. Asta e. Sigur că da. Deci trebuiește apreciată, trebuiește apreciată. Și atunci tu îți dai seama, ai jignit-o, e un rău. Lasă că o să te coste foarte mult dacă te-ai purtat rău cu ea. Pentru că, de fapt, căsătoria nu înseamnă plăceri. Plăcerile e o consecință. Căsătoria înseamnă cu reciprocitate stimulare pentru mântuire. L-a ajuns pe lălalt, pentru că nu vă dați seama ce forțe nemaipomenite capesc când știi că te iubește cineva adevărat. Adevărat e atunci când tu ai fost bărbat. Altfel e convenționalitate. Numai e iubire și nuntă. Nu înțelegeți? Este că trebuie să avem acolo. Nu. Și dacă te știi că ești bărbat, femeia se dăruiește total. Se dăruiește cu inimă, cu tot. Și inima mi se pare mie că e totul. Că mi-a spus, eram în grup aici, chiar de la Ascor, și unul, vorbim de femeie, zice, da, dar nu-i bărbatul capul femeii. Așa este, dar ea e inima. Și vezi, capule, dacă vrei să trăiești fără inimă, nu ești nici cap, nu ești mic. Pentru că inima este adâncul, cel mai adânc în ființa omenească, unde și-a ales și Dumnezeu loc. Mi-a cerut de la Rosenborg, părintele mitropolit de acolo, pe care îl respect foarte mult și ne cunoaștem de mult. Serafim. Serafim. Eu îl cunosc de când era mititel, știți? Și m-a rugat să mi-i dau vreo două, trei vorbe și o fotografie să apară în revista Denisa, mi se pare. Da. Denisis. Și a apărut pe acolo, uite asta. Și au scris ceea ce am spus eu. Iubiți mult, iubiți frumos, iubiți rana și pe cel care a făcut rana. O clipă poate să fie un timp și o suspinare poate să fie o rugăciune. Asta e rugăciunea. A fi mereu prezent. Nu are nevoie Dumnezeu de tipic și la inimă nimic. Adică are nevoie de prezența ta continuă. Dumneavoastră cunoașteți multe cazuri din ăștia și mi-e foarte greu să spun acum un exemplu ca ăsta care e cunoscut de toată lumea, că mi-e frică de banalitate, știți. Dar totuși, de dragul adevărului și de dorința mea mare ca să ne folosim acum, nu să ascultăm numai un cuvânt, vă spun. Un episcop cu o suită de-a lui mergea, trecea prin păduri, călătorie și-a dat de trei inși, care nu știau nicio rugăciune. Dar s-a apucat de mult și zicea, trei voi, trei noi, mântuiește-ne pe noi, trei voi, trei noi, mântuiește-ne pe noi. Când i-a văzut episcopul, ei erau fericiți. Păi cum zice, nu știți Tatăl nostru? Ce nu știm. E respectuși, smeriți, nu știm. Și-a pus să-i învețe Tatăl nostru. Și după ce s-au convins că l-a învățat, au plecat cu corabia. Dar ei în urma lor au început să repete rugăciunea. Și s-au încurcat. Și-au uitat. Și fugi pe apă după aia. Stai, că când l-a văzut mergând pe apă, am zis, nu, ce zice, faceți tot ca voi. Ăsta a fost răspunsul. Adică
o stare de continuă simțire. Asta e vina și aici e vinovat omul care se numește om. Și nu mai se numește om dacă pierde relația cu Dumnezeu permanent. Dom'le, trebuie să ne gândim la El că ne-a creat, ne-a îmbogățit, ne-a făcut frumoși. Ne poate face chiar Dumnezeu dincolo de îngeri. Mai mult, cum spune un Sfânt Părinte, care sunt netrăitori creștini, un sentiment de oarecare revenire, de foarte fracțiune de secund. Știți că nu bat acestea decât cu un rost care te cheamă la o pocăință care te cheamă. Și atunci, vedeți, vă întreb, de ce nu te duci la bătaia clubului și te duci la discotecă? De ce nu respecti soția sau iubita și te uiți împrăștiat, ahotic, în fel de fel de profile și elevații false? Pentru că nu ești pe gustul tău. Nu se fac aceste întâlniri numai de frumusețea faptului, de o ușurare momentană, de o mângâiere a pielii, așa. Ci se fac pentru că noi toți avem o mare răspundere. Și atunci tu te găsești în afară de răspunderea care o ai și atunci tu ești pe o cale negativă. Da, întrebarea însă e de școală primară, să știți. Ce pravilă de rugăciune recomandați? Cum? Ce pravilă de rugăciune recomandați? Uite ce vă spun. Și dacă nu faceți așa, nu mi-am răspundere. Orice clipă poate să fie un timp și orice suspinare poate să fie o rugăciune. Asta este. Mi-a cerut de la Rosenborg, părintele mitropolit de acolo, pe care îl respect foarte mult și ne cunoaștem de mult. Serafim, mitropolitul Serafim. Eu îl cunosc de când era mititel, știți? Și m-a rugat să mi-i dau vreo două, trei vorbe și o fotografie să apară în revista Denisa, mi se pare. Da? Denisis. Și a apărut pe acolo, uite asta. Și au scris ceea ce am spus eu. Iubiți, iubiți mult, iubiți frumos, iubiți rana și pe cel care a făcut rana. O clipă poate să fie un timp și o suspinare poate să fie o rugăciune. Asta e rugăciunea. A fi mereu prezent. Nu are nevoie Dumnezeu de tipic, tipic și la inimă nimic. Adică are nevoie de prezența ta continuă. Dumneavoastră cunoașteți multe cazuri din ăștia în căsnicie, peste tot. Unde începe să încolțească discuții sau nu știu ce, nepotriviri de salariu, nepotriviri de idei sau mai știu eu ce bănuieli, nu știu ce. Și atunci tronează numai dreptatea, dar nici aia măcar, că nu ți-o dă nimeni. Dar pacea este principiul de viață, pentru că dacă m-ar întreba cineva să spun într-un singur cuvânt ce înseamnă cultură, ea spune armonie, domn. Dar altul mai pretențios. Spune-mi într-un cuvânt ce înseamnă Scriptura. Armonie, domn. Vedeți? Noi lupta mare cu orice echip să creăm armonie, ca să putem fi libere, liberați și putem să împrumutăm ideile celuilalt pentru că poate e mai inspirat decât tine, nu știu ce știți. A fost doi părinți în pustie și a zis așa, și mă, noi nu ne-am certat niciodată, ce să ne certăm și noi? Zice, haide mă, să vedem cum o fi. Și cum facem? Zice, uite că rămide, tu să zici că e a ta, eu să zic că e a mea. Și a zis, uite că rămide asta. Și ala zice, iau dacă e a ta. Adică, vreau să spun, pacea, fratele meu, oriunde ai fi, nu ține numai decât la punctul tău de vedere, dacă nu e al adevărului. Dar pentru adevăr trebuie să te bați, pentru că spun sfinții,
Și așa este, că v-am spus să vreau să fiți eroi cu sabie, nu eroi numai cu numele. Că dacă fratele tău scoate ochi, degeaba te superi. Dacă fratele tău îți taie mâinile, degeaba te superi. Dar dacă fratele tău supără pe Hristos, mânie-te tare. Adică scoate sabie. Odată fugi, a doua fugi, a treia fă-te sabie. Și apere adevărul. Apară de adevăr. Adevărul trebuie apărat. Atunci, că pacea și libertatea, numai dacă trăiești în adevăr. Astăzi, ce spune Apostolul Pavel despre 13 Corinteni, despre dragoste. Dragostea e totul. Crede totul. Pricepe totul. Uită totul. Dar se bucură numai de adevăr. Aici nu avem voie să tăcem. Aici adevărul trebuie apărat. Încolo faci pace. Că se spune că H2 nu înseamnă apă, știți? Păi, ai dreptate, nu o fi însemnă, știți? După tine H2 nu e apă, știți? H2O, pardon. Părinte, da. Ultima întrebare. Cum să faci să ne vedem păcatele? Nu pot să-mi văd păcatele. Cum să facem să ne vedem păcatele? Dar pun și eu. Nu să ții roabă prin înțelegerea atavică care a fost mida în roabă. S-a terminat cu robia. Ea este una cu tine, de aceea și spun la nunți, le spun după ce le strâng mâna, unul cu altul mereu, unul cu altul totdeauna. Da. Și atunci m-am trezit cu băiatul ăla și cu fata la mine să ceară iertare că mi-a șignit fica. Păi cum vorbești așa? Tu ești un dânsurat, tu ai să ai copii, să-i crești. Cum vezi tu o femeie? Este extraordinară, lumea nu o cunoaște. Măi, dragii mei, care e rea nimic mai rău, dar care e bună nimic mai bun. Asta e. Sigur că da. Deci trebuiește apreciată, trebuiește pe și atunci tu îți dai seama. Ai jignit-o, e un rău. Lasă că o să te coste foarte mult dacă te-ai purtat rău cu ea. Pentru că, de fapt, căsătoria nu înseamnă plăceri. Plăcerile e o consecință. Căsătoria înseamnă cu reciprocitate stimulare pentru mântuire. L-a ajuns pe lălalt, pentru că nu vă dați seama ce forțe nemaipomenite capesc când știi că te iubește cineva adevărat. Adevărat e atunci când tu ai fost bărbat. Altfel e convenționalitate. Numai e iubire și nuntă. Nu înțelegeți? Este că trebuie să avem acolo. Nu. Și dacă te știi că ești bărbat, femeia se dăruiește total. Se dăruiește cu inimă, cu tot. Și inima mi se pare mie că e totul. Că mi-a spus, eram un grup aici, chiar de la Ascor, și unul vorbim de femeie, zice, da, dar nu-i bărbatul capul femeii. Așa este, dar ea e inima. Și vezi, capule, dacă vrei să trăiești fără inimă, nu ești nici cap, nu ești mic. Pentru că inima este adâncul, cel mai adânc în ființa omenească, unde și-a ales și Dumnezeu loc. Inima ta. Nu zice creierul tău. Da. Poate la întrebarea dumneavoastră am fost poate confuz, dar mulți vor înțelege că nu trebuie să glumim în relațiile noastre, în familie și peste tot. Trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu a făcut aceste lucruri nu cu fără rost. Nu așa cum îi place oamenilor să-și bajocorească și nu știu ce. Amin. Mai spuneți un cuvânt despre azi pentru tineri, de întărire, pentru tineri din Ascor. Jertfa mea. Și atunci Mântuitorul s-a răstignit și a devenit 360 de grade. Deci a mântuit lumea la jertfire. Într-un cuvânt, Mântuitorul era pe cruce și s-a văita satana. Până atunci nu s-a văita satana. Că nu era ucis. Aici l-a ucis. Deci, fiecare din noi să ajungem la 360 de grade.
Uite ce mi-a venit în minte spunând lucrul ăsta. Să nu cumva să credeți că nu veți răspunde că vi s-a spus lucrul ăsta. Nu știu când vrea omul să se amâne. Astăzi veți auzi glasul meu să nu se învârtoșeze inimile voastre de ce Mântuitor. Dacă n-ați lucrat nimic astăzi pentru Mântuitorul ăsta, sincer, n-ați alergat în sfârșit să vă împlesc băgărerul ăla, să știți că e o vină foarte mare. Da, vom răspunde de tot timpul pierdut. Că nu ne l-a dat Dumnezeu pentru a trăi bine. A ști multe. Și ne-a dat pentru ca noi să ne adăugăm picătură cu picătură, a ne umple paharul acela, adică să fim plini. Pentru că Dumnezeu ne-a creat singur numai pentru El. Asta una din marile greșele oamenilor, că uită lucrul acesta. Vedeți dumneavoastră, noi nu suntem numai ai noștri. Nu suntem, noi suntem creați pentru întreaga creație a lui Dumnezeu. Ființa omenească, așa fiziologică, cum o vedeți, cu degete, cu tot ce are și cu cap, este o lume mică, un microcosmos, în care se oglindește un macrocosmos, o lume mare. Vedeți dumneavoastră, dacă suferă, se îmbolnăvește degetul ăsta mic, suferă întreaga ființă trupească. Deci dacă cineva suferă, trebuie să ne doară și pe noi. De aceea bine s-a zis că tragedia întregii omeniri trebuie plânsă ca propriile noastre păcate. Pentru că noi am contribuit la tragedia din lume. Cum să salvăm lumea? Mie îmi pun probleme cum să salvăm România, știți? Dom'le, prin dorință de trăire. Sigur că cel care e mai trăitor e mai mult ispitit, pentru că cine a fost mai ispitit ca Iov? Dreptul Iov de stă mintea în loc 7 ani pe gunoaie cu bube, mărgăritare, bube și vierbi și nu știu ce. De ce? Și l-a făcut praf pe Satana. Deci ispitea pentru că era foarte drept. Și l-a luat așa pe etape. Citiți cartea Iov și vedeți că nu-mi timp acum. Părinții spun să ne gândim la moarte, ca să înaintăm duhovnicește. Cum să împăcăm asta cu bucuria pe care trebuie să o trăiască un creștin? Păi gândul la moarte aduce după sine o bucurie, sigur că da. Că te pune într-o stare de simțire, de trăire, sigur că da, nu? Da. Dacă te gândești la moarte, asta e de fapt filozofia filozofiilor. Înseamnă că tu îți dai seama că te găsești departe de mântuire, începi să te cercetezi, pentru că vă spun. Nu vă gândiți la moarte, că există o moarte. Că ai să mori tu. Asta e gândul la moarte, nu... O dată, poate azi, asta înseamnă să gândești la moarte. Nu v-am spus că ăia care eram la capul lor ca duhovnic dorea să mai trăiască o zi? Ce să facă într-o zi? Știți ce putea să facă într-o zi? Spune Sfântul Sisoie, ce într-o zi putem ajunge la măsură dumnezeiască. Deci nu e de glumit ce putere avem în noi și le ținem ascunsele. Până scoatem și noi un Doamne, Doamne, știți? Ei, și totuși Dumnezeu e bucuros și de acest Doamne, Doamne, știți? Da. Părinte, pace, acum să ne păstrăm în noi, în aglomerația marilor orașe. Foarte stresantă și grea viața în oraș. Dragă, uite ce spune Sfântul Ioan Scăraru. Raportul de dreptate și pace de a 2-8. Ai făcut dreptate, câștigi 2, dar pierzi 8. Ai făcut pace, câștigi 8 și pierzi 2. Deci pacea e mai mare de 4 ori decât dreptatea. Ori pe unde sunteți, ca principiu de viață, urmăriți pace. În căsnicie, peste tot.
unde începe să încolțească discuții, să nu știu ce, nepotriviri de salariu, nepotriviri de idei sau mai știu ce bănuieli, nu știu ce. Și atunci tronează numai dreptatea, dar nici aia măcar, că nu ți-o dă nimeni. Dar pacea, pacea este principiul de viață, pentru că dacă m-ar întreba cineva să spun într-un singur cuvânt ce înseamnă cultură, ea spune armonie, domn. Dar ei, acum scoală-l ca să mergi la mănăstire, ca să dur și tu. Că și el avea dreptul inalienabil la odihnă și la tot, știi? Dar el, da, a zis așa, e, dar cum să-l scol? Eu care abia l-am văzut că doarme, lasă-l. Și a respins gândul. Ei, a mai trecut timp, gândul același îndreptățit de data asta, că s-a dânsese în noapte, da, dar cum să-l deștept? Bine că doarme, nu mai poate, că iubea. Și de 9 ori i-a venit gândul până de dimineață. Și când s-a sculat bătrânul dimineața, s-a uitat la el și i-a spus cu o foarte mare așa îngrijă, ce-ai făcut tu noaptea asta? Zice. El, săracul, da, părinte, am zis și eu psalmi, am rugat, m-am bucurat că dormit, știi? Nu, ce-ai făcut în mod deosebit în noaptea asta? El, săracul, iar spunea, da, m-am gândit la mântuire, spunea, nu, ce-ai făcut că văd nouă cu nu pe capul tău. Vezi, orice respingere acestor duhuri rele este o cunună care ne așteaptă. Și atunci, fără discuție, dracul nu face altceva în inconștiența lui, în răutatea lui, decât să ne dea cununi. Dar să iubim. Dar cum ne dăm seama care sunt gândurile de la Dumnezeu și care de la diavol? Asta vă privește. Și fie vorba între noi, tocmai asta am explicat până acum. Există porunci, avem atâtea puncte de reper. V-am spus, jertfa rupe din tine pentru altul. Adică cum ăla poate să sufere când tu poți să îi faci o mare bucurie că i-ai dat ceva? Nu mă refer să-i dai la un sărac, numai decât. Și de fapt, în adâncul lui, nu asta, el cere să-l respecti și pe el. Adică să nu-l disprețuiești și să te faci una cu el. Uite, mie mi s-a întâmplat, dar n-aveam nimic, că mi s-a întâmplat acum, n-aveam nimic și unul fără picioare, se închipuia că eu umplu traista cu barba mea și el mai zic, n-am nimic, dar îți dă o mână caldă, părinte, zice, așa ceva nu mi-a dat nimeni. Bă, ia, nu mai puteam de bucurie, zic că am reușit. Ai văzut? Să nu disprețuim. Deci pe sărac. Și mai spun și alt aspect. El nu întinde mâna să-i dai. Întinde mâna să-ți dea împărăția și tu nu observi. Și ce faci? Cauzi banul cel mai mic. Întrupării Mântuitorului nu era numai învățătura de nouă a creștinismului, ci era de a scăpa de jignirea dumnezeirea care a făcut-o Adam în câmp din pom oprit. Că a fost jignită divinitatea, că l-a creat. Și atunci trebuia să îmbrace în om ca să salveze pe Adam și urmași. Și atunci când a fost la schimbarea la față la Golgota, la Muntele Tabor, Petru, știți că a spus, Doamne, să facem trei colibi. El, săracul, pierdut de ce văzuse, așa, una ție, una lui Ilie, la ei nu se mai gândea și unul lui Moise. Și stăm aici, că bine ne este nou aici, a zis. Bine, acum, care a fost răspunsul tainic al scopului venirii Mântuitorului pe lume? A fost iluminarea pe Tabor? Nu, a fost. Deci, măi, dragă Petre, așa e, ai dreptate, dar ce facem cu mântuirea, cu jertfa de pe Golgota, că aia va mântui lumea, jertfa mea. Și atunci Mântuitorul s-a răstignit și a devenit
360 de grade. Deci a mântuit lumea la jertfire. Într-un cuvânt, Mântuitorul era pe cruce și s-a văita satana. Până atunci nu s-a văita satana, că nu era ucis. Aici l-a ucis. Deci, fiecare din noi să ajungem la 360 de grade. Uite ce mi-a venit în minte, spunând lucrul ăsta. Să nu cumva să credeți că nu veți răspunde că vi s-a spus lucrul ăsta. Nu știu când vrea omul să se amâne. Astăzi veți auzi glasul meu să nu se învârtoșeze inimile voastre de ce Mântuitor. Dacă n-ați lucrat nimic astăzi pentru Mântuitorul ăsta, sincer, n-ați alergat în sfârșit să vă împlesc băgărelul ăla, să știți că e o vină foarte mare. Da, vom răspunde de tot timpul pierdut. Că nu ne l-a dat Dumnezeu pentru a trăi bine. A ști multe. Și ne-a dat pentru ca noi să ne adăugăm picătură cu picătură, a ne umple paharul acela, adică să fim plini. Pentru că Dumnezeu ne-a creat singur numai pentru El. Asta una din